Circulația rutieră în județul Suceava a fost îngreunată vineri din cauza ninsorii și a viscolului. În urma vizibilității reduse, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Poliția Rutieră au decis restricționarea circulației pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe DN29 Suceava-Botoșani, între Huțani și Botoșani. Circulația a fost îngreunată pe DN17 în zona Stroiești din cauza viscolului puternic, potrivit reprezentanților de repede Iași, însă toate drumurile naționale au fost deschise și s-a acționat în permanență pentru îndepărtarea zăpezii. Mai multe probleme au fost semnalate pe drumurile județene, care sunt dezăpezite în funcție de viabilitatea a traseelor respective. Totodată, Poliția Română a anunțat că din cauza vremii nefavorabile s-a impus restricție de tonaj, respectiv 7,5 tone, pe DN29 Botoșani-Suceava, pe raza județului Botoșani.